chiar ne-au spus, bună seara, dragi comeseni, și au zâmbit jenați așa, parcă... Ce bun genul ăsta? Și am fost întrebat, faceți pauză? La ce să facem pauză? Pentru că de obicei lumea cântă, după care stă, și zic, mai am avut și o oră de două ore jumate, așa, top, top, top. Ce pauză? Vrei să mâncăm între piese? Ce dragă cu poate? Pe noi tehnologia ne-a ajutat să fim mai buni, pentru că echipamentele pe care le-am cumpărat nu au scos în evidență greșeli. Abuzând atât de mult de ea, ajunge să devină, cum ziceai tu, un fel de parte de propoziție, adică poți să zici după ce terminăm interviul ăsta, bă, fain interviu, te! Da, dacă subiectistul nostru se împiedică de pe scenă și cade și sparge doi dinți, noi s-ar putea să spunem, te! Dacă nu e chiar bun! Ăsta e folclor. E folclor contemporan. E folclor viu. Se schimbă de la secundă la secundă. Însă, da, e amuzant. Fain a fost când veneam din Republica Moldova și la o mamă apropiată de ea și unul dintre mame și m-a întrebat dacă death vine de la death metal. Și era cu mine și cu mașină și... întrebarea. Am intrat în vorbă cu omul, fiică s-a ascultat muzică și el ne recunoscuse. Și mă rog, nu a fost așa o prietenie instantanee.